mit adevărat, bă, uite cum se schimbă. În 8 minute ajungem pe lună, băieții. Nu o să-i dăm cu ziarul în cap, că nu vreau să moară instant. What? Nu cred. Ce caută o doamnă și o pisică aici? Astăzi, fraților, o să testăm cele mai nebune și secrete mituri pe GTA 5. Fără alte introduceri, hai la primul mit. Ok, deci aparent și că poți să dai un 360 cu bicicleta în aer și după nu ți-ai falling damage. Hai să vedem dacă mitul este adevărat. Nu prea pot eu să dau 360, dar n-am murit. Aolo, ce anunțul ăla? Fraților, vreau să mai testez o dată. Ar trebui să mă duc pe o clădire mai mare. Hai să încercăm de aici să vedem. Știi că poți să dai 360 în aer și nu poți să mori. What the fuck, BMX-ul ăsta e invincibil. Ok, am dat 360-ul, 480-ul. What? Ok, mit adevărat. Da, fraților, BMX-ul ăsta e prea OP. Hai la următorul mit. Deci dacă mitul următor este adevărat, eu zic că jocul ăsta e un pic cam prea realistic. Adică hai să testăm. Acești pompieri, după câte știți, aceștia sunt pompierii normali din GTA 5. Ei vin să stingă incendii și chestii de genul. What? Ăștia chiar rezistă, bă, what the fuck, fraților. Ok, mit adevărat. Ia stați așa să ne ducem în fața lor. Ia veniți, mă, încoace. A, dar fugă ea înapoi. Deci ăștia chiar rezistă la foc, uitați-vă și voi. Ok, hai să mergem la următorul mit. Următorul mit este că tu dacă intri în baza militară și dacă n-ai stele de poliție, soldații tot o să te atace. Ia să vedem. Deci a oprit o mașină de soldați. Hai să ne dăm și noi jos, bineînțeles cu arma în mână. Și mit adevărat, dar de ce trag ăștia în mine dacă eu nu trag? Hai să furăm un elicopter, fraților. Bă, deci nu prea e caterincă chestia asta. Adică de ce trag ăștia în mine? Poate am intrat din greșeală în baza militară. Bă, ăștia nu interesează deloc. Ok, am furat un elicopter de la fraierii ăștia. Hai la următorul mit până nu murim. Țineți-vă bine, fraților, că nu sunteți pregătiți. Următorul mit zice că nu ar fi posibil să prinzi mai mult de 1000 la oră. Hai să testăm acest mit. Deja avem 500. Ok, am luat acest Lamborghini. Bineînțeles că este un pic modat. Ce naiba s-a întâmplat acolo? Mă rog, fraților, hai să încercăm iarăși. Deci dăm aici boost-ul ăsta nebun. Avem 400-300. Haide, please. Oh, stai că nu pot să mă duc. Trebuie să-i dăm în jos. Ok, fraților, avem 300, 600. Prinsesem 600 și ceva. Haide, haide, please. Dar n-am un spațiu de ăsta. Oh, fuck. Ok, fraților, zburăm. N-am un spațiu unde să pot să-i dau drept, din păcate. Da, deci aparent, cred că mitul este fals. Nu poți să prinzi mai mult de 1000 la oră, doar dacă ai moduri. Hai să mergem la următorul mit. Uitați-vă cât de sus am ajuns. Bă, Lamborghini-ul ăsta e nebun. Ioi, bă, fraților, aici la locația asta ci că este un submarin secret. Și ia uitați-l. Deja vă zic mit adevărat. Hai să vedem dacă găsim ceva. Ceva misterios, cum ar fi. Ia, mă. Deci cam așa arată. Ăsta e un submarin sau e ceva navă de asta secretă care a ieșuat? Nu, ăsta e submarin, mă. Cred că e cosata de pe GTA 5 online, cine o știe. Adică submarinul ăla unde faci heisturi cu Caio Perico. Dar înăuntru văd că nu se găsește absolut nimic, nici măcar pești. Da, deci mit adevărat. Dacă vreți să vă investigați locația asta sau să căutați mistere, aici se află. Hai la următorul mit. Următorul mit zice că ceasul acesta arată timpul și ora exactă de pe GTA 5, e 13:45, cred că 29, mă rog. Hai să vedem dacă o să-i schimbăm noi minutele cu un meniu special cu moduri. Ia să vedem. Da, bă, uite cum se schimbă. Mit adevărat. Deci ceasul ăsta, fraților, îl găsiți pe o clădire și cică se schimbă la ora actuală din joc. Da, pe telefon arăta 13:45. Mă rog, mit adevărat, hai la următorul. Deci aparent dacă folosești night vision-ul pe o persoană și o omori, ci că o să dispară din perspectivă, ia să vedem. Adică îi scade temperatura, ia... Mamă, bă, cât de tare chestia asta. Pare un pic așa foarte, cum să zic, realistic. Adică corpul nu mai are temperatură la NPC și gen dispare. Hai la următorul mit că mă bat ăștia. Următorul mit zice că poți să jefuiești un magazin doar cu un bulgăre de zăpadă. Acum intrăm și what? Mit adevărat. Ce naiba, bă, frate, bă. Bă, de jocul ăsta câteodată e prea realistic și câteodată e prea nerealistic. Ziceți-mi voi în comentarii dacă în viața reală, cum ar fi, fraților, vă duceți la un magazin, un bulgăre de zăpadă în mână și luați free money. Cât am luat? Ia să vedem. Am luat
Nu-mi scrie cât am luat. Oh, fuck. Nici nu moare ăsta de la bulgări. Uite ce fraier. Ok, mit adevărat încă o dată. Hai la următorul că e jale. Ok, deci aparent se zice că la casa asta poți să găsești chestii ciudate și ci că ar fi blestemată. Văd până acum o bicicletă care nu mi se pare foarte blestemat. Sau, ok, văd o doamnă și o pisică. Ci caut o doamnă și o pisică aici. Salut? Ce nu se mișcă pisica asta? Bă, să omorâm pisica sau să nu omorâm? Nu omorâm. Ce caută asta aici și nu face absolut nimic? Salut doamnă, m-am pierdut. Bă, asta nici nu se sperie când ții arma pe ea. Da, o să zic mit adevărat. Na, nu știu ce să zic. E destul de ciudat, adică orice NPC se sperie când ții arma pe el. Hai la următorul mit. Ok, următorul mit este că tu dacă tragi cu pistolul în chestia aia de acolo, în butoiul ăla care îl ține pădurarul, și că o să pice, nu știu, ceva băutură ea. What? Bă, ok, mit adevărat. Nu știu ce-o fi asta. Apă? Apă sau băutură? Voi ce ziceți? Nu cred că e apă. Ok. Ok, chestia asta e destul de șmecheră pentru că oarecum pare jocul mai realistic. Ok, hai la următorul mit. Inițial am vrut să testez acest mit pe un polițist. Hai să vă zic mitul prima dată. Ci că dacă dai cu un ziar într-un om, poate să moară. Stați un pic că vreau să fur mașina asta. Dă-mi-o. Domnilor, îmi pare rău, dar se confiscă mașina. Fraților, ci că dacă dai cu un ziar, uite mă polițiștii și eu îi căutam. Bine că se spawnează după ce fur și eu ceva. Ok, hai să plecăm de aici să scăpăm de poliție. Așa, bun, deci avem acolo o persoană. Hai să dăm cu ziarul. Nu o să-i dăm cu ziarul în cap, că nu vreau să moară instant. What? Nu cred, deci nu cred. I-am dat cu ziarul în corp și a murit. Fraților, ce e jocul ăsta? Ok, vreau să mai testez pe o persoană, pe grasul ăsta. Ok, ăsta n-a murit. Ok, o să zic mit adevărat, pentru că băiatul ăla de pe bancă a murit fără să-i dau în cap. I-am dat cu ziarul în corp și a murit. Hai la următorul mit, că jocul ăsta e prea ciudat. Fraților, cu următorul mit ne riscăm toată viața, ci că poți să mergi pe firele de curent. Hai că poți să mergi, dacă mit fals, fraților, era să mor. Fix aici avem și următorul mit, că ci că poți să mori pe cineva cu un flare. Un flare de ăsta care este ca o petardă, dacă știți cum sunt petardele. Hai să dăm într-un boschetar de ăsta. Ia, moare? Nu moare, bă. Bă, dar... Hai că nimeresc dacă e ceva. Ok, avem o doamnă aici. Hai să o luăm prin surprindere. Bă, asta nici nu vede că dau în ea. Bă, nebună. Da, e mit fals. Nu poți să mori pe cineva cu o petardă. Hai să-i dăm glonț. Hai la următorul mit. Următorul mit zice că dacă tu tragi cu un RPG într-o sticlă. What? De ce merge mitul ăsta și voiam să nu meargă? Îmi stric părerea despre jocul ăsta, care ziceam că e realistic până acum. Dacă tragi cu RPG într-o sticlă, ricoșează în altă parte. Mit adevărat. Hai la următorul că sunt dezamăgit. Plecați mă, polițiștilor. Următorul mit este pentru cei care dau stalk, ci că dacă ții sniperul pe un NPC sau două NPC-uri, poți să le auzi conversația în timp real. Eu, hai să vedem ea, ținem pe... Bă, dar trebuie cineva să vorbească. Dar totuși nu se aude nimic, că de obicei ăștia vorbesc când stau pe telefon. Știți care e faza ciudată? O să zic mit fals. Dacă eu pun ținta de sniper pe un avion, uitați-vă cât de tare se aude. Și dacă dau acum înapoi, nu se mai aude deloc. Da, e cam ciudat. Cam atât cu miturile pe astăzi. Episodul se încheie aici.